Bine avem și noi la Salva Căichii de la Giu și astăzi n-o să mă vede. Avem o problemă. Abi, care-i faza cu Abi? Păi, nu e problemă personală, nu prea-mi pasă așa de mult, dar privește problema de fapt aici. Uită-te atent la un lucru foarte important pe acest YouTube pe care eu îl lipsesc cu desăvârșire. Am mulit prinț Abi 13 milioane de view-uri în 2 luni. Abi Papuci Gucci, 13 milioane de view-uri. E, vreau să zic câte 13 milioane în 13 luni. Nu, e în 4 luni. Vedeți, m-am făcut frumos pentru video ăsta. Abi, te rog, apreciază-mi bunăstarea de a mă îmbrăca pentru tine. Nu știu, mă gândeam dacă e tocmai corect ce am zis acum. Cred că e Smash or pes cu Abi 1.Mimi. Toată lumea a făcut video cu Abi și eu nu. Până și oamenii care spun să nu-l promovăm pe Abi fac video cu Abi. Cum se poate așa ceva? Bun, lăsând toate urletele mele la o parte, am să explic ce o să facem în acest Adevărul despre Abi. Primul nostru invitat în această seară, stai să-mi iau ochelari, adică să fie frumos. Am fost fraiet, am crezut că sunt ochelari din aia care se pară de tocilar. Din păcate nu. O să-mi țin discursul altăra. Sau de fapt, cred că mai am niște vani. Eu nu m-am uitat până acum la Abi. O minciună cumplită. Dar totuși, acum real vorbind, nu m-am uitat niciodată la Abi să înțeleg mai exact care-i faza cu el. În afară de faptul că, da, probabil, explicația cu băieții aia cu ț, care se uită și dau like-urile și... Explicația e simplă, ok? Ok? Cu toate știile ce are view-uri, ne place cancerul! La fel și Five Gang-ul și oricine altcineva. Ala nu-i tocmai maneadă, se apropie. Dar cu toate știind de ce are vizualizare. Nu asta e problema. Intrăm pe net, orice, în cazul ăsta pe YouTube și după care vedem și meme-urile de la voi și așa mai departe, să vedem ce găsim noi prima oară când căutăm Abi. Primul clip, domnule Abi, ce apare pe YouTube când cauți Amuli Prni X Abi? Cred că pe ăsta l-am văzut în training video cumva. Aoleu. Înainte de toate vreau să pun o alertă pentru cei slabi de înger care nu vor să facă stop cardiac de la toate cadrele, care oricum sunt filmate probabil cu un telefon, dar lăsând telefonul deoparte, care probabil e o cameră mai scumpă decât un telefon, dar e filmat ca și cum ar fi cu telefonul, nici nu cred că are rost să comentăm chestia asta. Flexul este parte din noi. Flexul este must important, așa că trebuie să ne flexăm. N-avem cum să ne uităm la video ăsta dacă nu stăm așa. Spune-mi, apropie-te de luleaua mea. Sincer, la cum arăți probabil spute luleaua, pentru cei care defensează acest videoclip spunând că: bă frate, dar asta nu-i manea frate, asta nu-i manea frate. Asta nu-i manea frate. Oh! Oh! Geaca cu blănița a venit! Primul rând, recunoașteți că Abi este un bărbat adevărat, pentru că nu poartă, bine, în cadrul ăsta poartă, dar în cadrul celălalt nu purta mâne, ok? Nu purta mâneci, a luat mai multe haine la el să filmeze chestia asta, este un băiat responsabil, așa se numește, responsabil. Și, într-un fel înfrigurat, e un bărbat adevărat, față de restul, a rezistat la frig. Dar teancul ăla de bani pe care l-are la ureche, sigur îi ține de cald. Prea mult din clipul ăsta, nu-l înțeleg. E colo aici, o să bubuie trending-ul în 3, 2, 1. Alt clip, pe locul 2, dacă cauți Abi, găsești Abi Papuci Gucci. Abi, ce bine sună. Ce bine sună. Mai zi. O să par super exagerat, dar ceva, e o problemă la audio. Cred că probabil e prea mult și prea bun. Avem soluția! Uită-te aici! Avem o alertă! Alertă de prea bun! Dă-te mare, papuși Gucci în picioare, dă-te mare, Gucci cu șerpi din cristale, dă-te mare, dă-te mare, dă-te mare, dă-te mare, papuși Gucci în picioare. Abi Talent sare la bătaie! Abi Talent sare la bătaie! Vreau să văd cum Abi Talent sare la bătaie! Bine, doar la momentul ăsta e destul de trist dacă stai să te gândești că zici oameni care chiar îi strigă numele. Gândește că faci nimic și ești adulat pentru asta. Și nu numai că faci nimic, faci căcat. E perfect.
Este rețeta pentru succes! Nu știe să vorbească? Sună urât când vorbește? Deci are playback, ok? Are play. Ascultă când vorbește el. Sunt super dezamăgit, Abi. Eram fanul tău numărul 1 și chiar îți apreciam talentul artistic, la mai ales la cântat, pentru că pentru asta ești cunoscut, ești un mare artist, ești un cântăreț mare. Poate Abi pe care le știm noi a murit și altul i-a luat locul și ăsta e un pic mai nașpa. Așa, Abi, așa. Nu credeam că o să văd momentul în care un grup de școlare, o preșcolară, că este un fel de mini club event din ăla de terminare de clasa 12 apare, se iau pe toți în cor zicând să moară familia mea. Ăsta e un eveniment în istorie. Ar trebui scris în cartea recordurilor. 100 de oameni zic să moară familia mea în cor. Nu cred că e în cartea recordurilor. Trebuie trecută momentul ăsta. Abi, trebuie să o faci. Trebuie să fii legenda care ești cu adevărat. Uite, cu cântatul s-ar putea să nu-ți iasă. Nu știu, zic și eu. Nu mă luam seama, s-ar putea. Adică, na, live cel puțin. Faci furori. Probabil oamenii chiar au surzit. Sau probabil cântau atât de tare încât nu te auzeau. Sau probabil erau atât de beți încât suna bine. E un test prea bun aici, vă rog. Vă revenim la meme-urile voastre. Guabi! Avem un specialist în sunet, în casă, în studio, cum se dracu să-l... în platoul nostru de la Alpaca Legion TV. Un specialist într-ale sunetul, care poate să audă un fâșăit de ban picat de la Abi din buzunar, de la 5 km departare. Vi-l prezint pe doctor în sunetisticologie, pe Foai. Ce faci de zi? Acum, pe bune, nu... Nu vreau să o stresez foarte mult, dar te simt? Ascultăm 3 secunde cum cânta Abi și ridici din urechi dacă îți place și lași urechile în jos cum le-ai acum, pentru că probabil știi ce o să urmeze, pentru că le-ai auzit până acum, pentru că erai în cameră. Nu te uita așa la mine. Așa uribil, Desi! Abi e maestru, Debi are 13 milioane pe YouTube, Desi! Well, ăsta a fost verdictul maestrului nostru în sunetologie. Probabil nici el nu înțelege. Zice, Abi e așa de bun! Aoleu, nu, clipul ăsta cumva l-am văzut la cineva, cumva, în vreun fel. Nu știu de ce e cringe, nu mă întrebați! E doar un film care pe mine m-a făcut să mă simt... Abi, mă învață cum să fac videourile. Vreau să aud doar începutul pe care îl știu, este iconic. Așa trebuie să faceți când intrați în clasă, o vedeți pe profa, ascultați aici cuvintele magice. Pot să zic fă? Ăla era. Pot să zic fă? Desi, pot să zic fă? Nu trebuie să o zici cu accent așa. Real, în video ăsta, așa de cringe, așa de cringe. Îl știți, dar nu vreau să mă uit la el. Nu vreau să luam toată vina pe nimic, că mi face treaba, ok? Face video-uri. Abi era în trend. De ce să nu facă video cu Abi? A putut? A făcut 1.8 milioane de view-uri? Dar ghiciți cum? Ghiciți cum? E super cringe! Probabil amândoi s-au simțit foarte prost, mai puțin el, pentru că nu știu dacă își dă seama unde e și ce face. Iar acum, pentru grand final, vreau să văd cine-i cu adevărat Abi, de la voi. Vai, pe Insta v-am întrebat dacă aveți mimuri, informații și chestii despre Abi, iubitul nostru personaj de aici, care a.k.a. Dumnezeu. Abi, fiu de gunoier, umblă noaptea după fier, ziua e șmecher și vițos, aruncă banii pe jos. Aici, Ionela, draga mea, s-ar putea să fi reușit să creezi cu adevărat niște versuri care s-ar putea să-i bată toate piesele alea de vreo 13 milioane fiecare. Ar putea să învețe de la tine. Dar clar tu ai învățat de la el și de-aia ai putut să scrii asta. Dă-te malea, papuși buci în picioare, dă-te morții mătii. Oh, papucii că nu ne permitem adidașii. Oh, Tudor Ion aici de față s-a spetit să bage mimurile. Oh, damn shoes! No. Și Gucci. Aici îl vedem pe Abi cum pune cenușelesei acei dracu să ia în picioare. Fă! Nu mai îmi zice fă. Bine, fă. Iar îmi zici fă. Te dracu. Vezi? Mimi creating memes. Abi...
o să plece pe bun? Fără seama, a rezistat până acum. A văzut mimul ăsta. Sper că v-a plăcut această chestie care nu știu cum să o numesc acum, este prima din orice. M-am reapucat să postez, yay! De păcate nu am tot timpul din lume, ajung acasă foarte târziu, încerc să le filmez. Pațac, se reelitez când mă scol dimineață, aia este, se mai întâmplă și dacă e să nu mai postez vreodată, știți de ce? Probabil pentru că... Când mai fac videouri, anunț de obicei pe story, bă, dați-mi meme-uri cu la 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 sau trimiteți-mi la la la. Iar la 3, ca de obicei, al fucking out! 1, 2, 3! Respect! Care e așa oribil, Tessie? Abie mai este, no. Debbie are 3...